pentru că suntem la cină. Sângele Domnului Iisus, am citit acolo în Corinteni, acest pahar este legământul în sângele Domnului Iisus. În primul rând, sângele Domnului Iisus îi chezășia legământului. Când legământul care l-am făcut noi cu Dumnezeu, Dumnezeu ține legământul prin sângele care l-a vărsat Hristos. Și noi ne bucurăm de jertfa Domnului Iisus. Amen. În al doilea rând, spune 1 Ioan capitolul 1, versetul 7, dar dacă umblăm în lumină după cum El însăși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Său, ne curățește de orice păcat. Și dacă doresc la cina Domnului ceva, doresc ca acum sângele Domnului să ne curățească, amin? Amin. Și să rugăm pe Domnul să acel izvor de sânge care o curs din Golgota. Eu de multe ori când mergeam la stăruință, spunea, frate, cum să stăruiesc? Și unuia i-am spus, măi, gândește-te. Gândește-te cu mintea asta, curățenia care o ai, că ești la cruce și că din sângele Domnului cad strope așa peste tine și te curăță. Și ăla numai a început să gândească, a început să vorbească în altă limbă și a spus, frate, așa am vorbit. Aș dori ca în ziua de azi sângele Domnului să ne curățească, amin? Aleluia. Și apoi în a treilea rând, în Ioan capitolul 6, versetul 5, spune că trupul meu e cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Aminteam la frați ceva ieri, că noi ar trebui să mergem din putere în putere, Psalmul 84, când străbat aceștia valea plângere, prefac într-un loc plin de izvoare, ploaia timpurie o acoperi cu binecuvântări, ei merg din putere în putere. Și vă întreb, de când v-ați pocăit până acum, ați crescut în putere sau ați slăbit? Care sunt lucrurile care ne iau puterea? În Osea capitolul 7, versetul 9 spune așa, niște străini îi mănâncă puterea. Când Balaam s-a aflat pe vârful muntului Pisga, privea în jos, rostește acel cuvânt și spune, Israel este un popor care nu face parte dintre neamuri, Israel stă deoparte. Dar trec câteva sute de ani și Osea spune, Efraim se amestecă printre neamuri. Sunt străini care ne mănâncă puterea. I-ai putea tu identifica care străini ăștia? De exemplu, Psalmul 16 cu 4 spune, idolii se înmulțesc, oamenii aleargă după Dumnezei străini. Aveți acasă Dumnezei străini? Aveți în inimă Dumnezei străini? Învățături străine, Evrei 13 cu 9, vorbește de învățături străine, de obiceiuri străine. Dumnezeu să ne păzească de străini. Dar în Iov, capitolul 18 cu versetul 12 spunea, foamea îi mănâncă puterea. Frații mei, sângele Domnului e o băutură și trupul Domnului este o hrană. Atenție la cei care nu se împărtășesc de multă vreme. Pot să pun întâmplarea de aseară, de ieri, care am spus-o? O familie din Italia, o cunosc, el o cunoaște mai bine, Mitico a lucrat la oameni aceia mult, eu îi cunosc numai așa. Avea o pocăință ușoară, destul de ușoară. Dar într-o zi, în apartamentul ei, la sora asta, cum Adriana, nu? La Adriana vine diavolul, o arătare hâdoasă de care s-a speriat și vine la ea și îi spune, am venit să-ți iau viața, dar pentru că ai fost adusă la binecuvântare și pentru că sunt multe mijlociri pentru tine, nu pot să-ți iau viața, dar mă duc și-l omor pe bărbatul tău. Și fata asta, crescută în pocăință, o făcut ce știm noi să facem. Când l-a văzut pe diavolul și amenințarea, a spus, sângele Domnului să te mustre. La care diavolul ironic îi spune, care sânge? Că tu ai și nu știi exact cât, 2 ani și jumătate sau mai mult, de când nu te-ai împărtășit. Fratele, eu slujesc mult prin adunări, mă nimeresc la cina Domnului, fac cina cu frață și nu-i spun la nevastă-mi acasă, vezi că am luat cina. Că aproape fiecare duminică prindem cina, nu? Păstorul nu știe exact când te-ai împărtășit, nici comitetul nu știe, poate nici tu nu mai ții minte de când ai luat cină, dar diavolul te știe de când ai luat cină. Și când ea a spus sângele Domnului să te mustre, diavolul spune, care sânge? Că tu ai atâta vreme de când nu te-ai împărtășit. Frații mei, știți că sângele Domnului este cu adevărat o băutură și că cine bea din sângele Domnului are în el viață? Și apoi povestea sora că s-a dus repede în bucătărie să dea un telefon.
dar în bucătărie, în ușă, era Îngerul Domnului. O arătare glorioasă, o arătare de lumină, sta cu sabia scoasă și ea vrea să-i povestească. Și Îngerul îi spune, acoperă-ți capul, că nu pot vorbi așa cu tine. Ei, asta voi comentați-o cum vreți. Eu vă spun ce s-a întâmplat și după Biblie spune că din pricina îngerilor, femeia să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei și putem vorbi mult de aici și sta de vorbă, dar nu-i caz acum. Am vrut să vă spun numai că diavolul știe de când ai luat tu cina. Acum când e vorba de cină, am întâlnit mai mulți oameni. Unii nu iau cina și au spus, frate Dragoș, eu nu iau cina, ăia care fac cina nu-s vrednici. Tu știi cine face cina la noi, nu-s puși de Domnul, nu-s vrednici. Și din cauza lor că ăia-s vinovați, eu nu iau cina. Alții au spus, nu, cu prezbiterul n-a nimic, e omul Dumnezeu. Dar tu te-ai uitat prin adunare cine ia cina? Ia ăla, ia aia, eu nu mă fac un trup, eu din cauza lor nu iau cina. Alții spun, domnule, eu n-am nimic cu frață, cu adunarea, frață-s bun, prezbiterii-s bun, la mine e problema și din cauza mea nu iau cina. Și când povesteam astea trei cazuri, era fratele Macoviciu și a spus că mai este un caz, mai este cazul că diavolul nu-i lasă pe oameni să iei cina. Știți că diavolul nu ne lasă de multe ori luăm cina? Că el știe că sângele Domnului e o băutură cu adevărat și că cine se împărtășește are viață. Și diavolul nu vrea ca noi să avem viață. Să ne dea Domnul înțelepciune, amin? Amin. Și astăzi doresc să ne împărtășim din trupul și sângele Domnului. Amin. Și apoi pentru aceia care au păcătuit, să-și plângă păcatul, să se lasă de el. Dar eu aș avea să am un avertisment pentru cei care nu au păcătuit. Nu cumva să păcătuiască și să o fie îndepărtați de la cina Domnului. Să ne ajute Domnul să trăim pocăința. Apoi, în Apocalipsa, capitolul 12, versetul 11, când se vorbea de războiul acela mare, spune, ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Sângele mielului este o armă de temut. Nu există în lume armă mai puternică decât sângele Domnului. În fața sângelui Domnului tremură iadul, tremură infernul și îndrăcițe din Gadara strigau, ce ai cu noi? Ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Că în Golgota, prin sângele Domnului Iisus, Dumnezeu ne-a adus împăcarea cu sine, slăvit să fie numele Domnului. Aleluia. Eu te întreb azi, te vei împărtăși oare? Odată un frate la noi spunea, fraților, avea 14 copii, un om tare, năcăjit și simplu, și că m-au chemat copiii în Bruxelles, care are mulți copii acolo, și așa cum ați făcut voi cu noi, și vă mulțumim, m-au pus la mese, și îmi spunea la noi în adunare, fraților, ce mese bogate, câte feluri de mâncare, câte băuturi dulci și gustoase, câte grătare, câți mici, câți cârnați, cât miros în familiile noastre și asta în fiecare zi și de multe ori pe zi, spunea fratele. Pentru omul de afară care într-o zi îl vor mânca vierme. Și spunea el și odată pe lună, trece prezbiterul cu tava prin fața ta și spune, luați, mâncați. Și omul din lăuntru e înfometat, e slăbit, e pipernicit și ar vrea nu o pâine întreagă, o firmitură pentru omul duhovnicesc. Și tu pui capul în jos și spui, luna asta nu pot. Și trec luni și trec ani în care tu nu te împărtășești. Oare ce e cu omul din lăuntru tău? Cu omul duhovnicesc, care e starea lui? Omul de afară îl hrănim, îl îngrijim, îl îmbrăcăm, îl parfumăm și îi purtăm de grijă. Dar cu omul din lăuntru, ieri ați mâncat bine și eu foarte bine, m-a dus frate așa, toată săptămâna am mâncat foarte bine, că acum avem ce mânca. Dar nu uita, odată pe lună, adică astăzi, frații ăștia trec prin fața ta cu trupul Domnului. Și omul din lăuntru tău suspiră, plânge, ar întinde mâna să ia o firmitură. Și tu mânios pui capul în jos, nu pot, din cauza lui ăla nu pot să iau cina. Să ne dea Domnul pocăință și azi. Rămân la aceste cuvinte și doresc ca Domnul să ne binecuvinteze. Amin.